Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la nouă ediție a emisiunii 24 de minute de istorie. Dacă în urmă cu două săptămâni am încercat și spunem că am reușit în linii mari să creionăm profilul extraordinar al unei personalități militare de excepție, care a fost generalul Nicolae Dăscălescu, înscris în rezistența anticomunistă, cum vă spuneam, o rezistență pasivă, i-am spunem noi, în emisiunea de astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect poate mai puțin cunoscut telespectatorilor noștri, în general poate mai puțin dezbătut în istoriografia militară, în ceea ce privește rezistența armată anticomunistă. Spuneam acum două săptămâni în cadrul emisiunii pe care am avut-o atunci că generalul Nicolae Dăscălescu, după arestarea sa, nu, de către autoritățile comuniste instaurate la putere și a opus o dârză rezistență prin faptul că și-a păstrat verticalitatea, demnitatea de om, de ofițer superior, de comandant, de excepție al armatei române și nu a făcut nicio clipă rabat de la aceste valori în care a crezut întreaga viață. Când spuneam despre anii de copilărie a acestuia, spuneam de un alt general al armatei române, Vasile Mitrea, născut tot la Căciulești, coleg cu Nicolae Dăscălescu, până la un moment dat cele două personalități militare au urmat destine împreună, aici la Roman, au primit repartiție după terminarea școlii de ofițeri în regimente din garnizoana Roman, în regimentul 4 artilerie și 8 artilerie. Destinele lor, odată cu accederea în gradele superioare, s-au despărțit, au îndeplinit de asemenea funcții de comandă ale armatei române. Vasile Mitrea, bunicul istoricului, cum spuneam și în emisiunile trecute, al istoricului și arheologului Ioan Mitrea de la Muzeul Iulian Antonescu din Bacău, într-adevăr face parte din greii, să spun așa, ai mișcării armate anticomuniste. De ce? Pentru că imediat după instaurarea comunismului în România, începând practic cu 1948, o serie întreagă de ofițeri cu grade superioare ai armatei române, având în vedere faptul că juraseră credință regelui patriei, nu s-au înregimentat, nu au împărtășit doctrina comunistă și au ales să lupte cu arma în mână, așteptând până la urmă, cum era și firesc, poate, era și normal, având în vedere că am fost aliați cu Statele Unite, nu? Cu Anglia, așteptând eliberarea de sub ciuma roșie care se instaurase în România. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cu atât mai mult cu cât vedeți dumneavoastră, în octombrie 1944, când la Moscova cei trei mari s-au întâlnit, Churchill, Roosevelt și Stalin, și au trecut la împărțirea Europei în sfere de influență, România a fost practic lăsată pe din afară. 90% influență sovietică, deci România a fost lăsată la cheremul, să spun așa, al Uniunii Sovietice, al regimului comunist. Acești oameni, idealiști, au tot așteptat speranța, pentru că ei întrevedeau o soartă a României care cu toții am trăit-o, nu? Până la urmă o perioadă de aproape 50 de ani. Vasile Mitrea este unul din acești eroi, combatant al războiului pentru întregirea României, repartizat în regimente, cum vă spuneam, din garnizoana Roman, în regimentul 8 artilerie și 4 artilerie ulterior, participant la cel de-al doilea război mondial cu gradul de general de brigadă. Vasile Mitrea va fi în perioada rebeliunii legionare în 1941-23 ianuarie 1941, va fi prefect al Bucureștiului chiar în această perioadă. Îi se reproșează că nu a intervenit atât de drastic împotriva rebeliunii legionare. Este practic trecut în rezervă. Iar la 22 iunie 1941 este reactivat. Comandant de mare unitate, va participa la cel de-al doilea război mondial. Vasile Mitrea, o personalitate de excepție, după încheierea celui de-al doilea război mondial, generalul Vasile Mitrea este acuzat, ca cei mai mulți, practic, din ofițerii armatei române, cu funcții de răspundere, cu funcții decidente în al doilea război mondial, este acuzat de nou regim instaurat la putere, este acuzat de activități ostile împotriva Uniunii Sovietice. Sprijină, vreau să vă spun, Vasile Mitrea, în clandestinitate, acești ofițeri, înființează, vreau să vă spun, o mișcare de luptă anticomunistă,
iar Vasile Mitrea sprijină organizații precum Sumanele Negre, Haiduciului Avram Iancu, de exemplu, sau Haiducii Muscelului. Sunt organizații subversive, cele mai multe conduse de foști ofițeri din armata română. În cele din urmă, Vasile Mitrea va fi arestat, va fi judecat și va sfârși, din nefericire, precum mare parte a elitei militare românești, în închisoarea de la Jilava în anul 1951. Vasile Mitrea se încadrează practic într-o serie de istoriografi renumiți, pe lângă acțiunile militare, în calitate de decident militar. Să știți, a fost un mare gânditor militar, are o serie întreagă de lucrări scrise de strategie militară. Mai mult decât atât, generalul Vasile Mitrea, un reper, cum vă spuneam, cade victimă represiunii comuniste. Distrugerea elitei militare românești de către regimul bolșevic instaurat în România în 1948 nu începe practic cu instaurarea autorităților comuniste în România. Distrugerea elitelor militare, să o numim așa, personal vreau să mărturisesc că lucrez, am în proiect o lucrare de mare învergură în ceea ce privește distrugerea elitelor militare românești. Nu știu când va vedea lumina tiparului, este o lucrare amplă în care mă voi ocupa cu pregădere asupra acestui aspect, începând încă din la instaurarea primului regim dictatorial în România, nu, în perioada modernă, să spunem așa, 1930, regimul lui Carol al II-lea, urmând cu perioada Guvernului Național Legionar, 1940, dictatura fascistă a lui Antonescu și în cele din urmă dictatura comunistă instaurată în România în 1948 și abolită în 1989. Vasile Mitrea este un reper, la fel ca și colegul său Nicolae Dăscălescu, al rezistenței, al onoarei militare împotriva noului regim instaurat la putere în România. A doua personalitate pe care o abordăm astăzi, fidel principiilor emisiunii noastre de promovare a personalităților, a evenimentelor legate de orașul nostru, de ținuturile nemțene, o altă personalitate pe care vreau să o aducem în atenție în cadrul emisiunii de astăzi este un fost comandant al Regimentului 8 Artilerie Roman, tot cu gradul de general de brigadă, va ascende în treptele ierarhiei militare, comandant al Regimentului 8 Artilerie la intrarea României în cel al doilea război mondial. Este vorba de generalul de brigadă Gheorghe Mosiu. Acesta din urmă, de asemenea participant la războiul pentru întregirea României, mai mult decât atât, este decorat cu cea mai înaltă distincție militară de război, Ordinul Mihai Viteazul, în cel de-al doilea război mondial, pentru fapte deosebite de arme. Imediat după instaurarea comunismului și încercarea de bolșevizare practică a armatei române, pentru că vreau să vă spun, la un momentul 23 august 1944, după ruperea frontului la Iași, 19 august atunci, cei mai mulți prizonieri de război din armata română, comandanți, ofițeri, subofițeri, trupă, au fost luați în acest areal geografic roman și Bacău, pentru că chiar la 23 august, să știți, trupele sovietice se pregăteau practic pentru un atac masiv asupra orașului Roman. În seara zilei, la ora 10, proclamația regelui Mihai I de ieșire din alianța cu Germania, nu, arestarea mareșalului Ion Antonescu, a salvat practic orașul Roman de la distrugere, vreau să vă spun, pentru că această invazie a trupelor sovietice nu putea fi stabilită în ideea în care marile unități germane, cele două mari divizii care fuseseră aici pe frontul românesc, cantonate în zona Romanului încă din aprilie 1944 și angrenate în bătălia de la Târgu Frumos, în prima și a doua bătălie de la Târgu Frumos, este vorba de divizia de tancuri de blindate Gross Deutschland și divizia 3 Totenhaf, fuseseră mutate pe frontul din Polonia. Iar aici, în fața invaziei sovietice la Iași, rămăsese slabe elemente ale armatei germane și armata română, practic, între care și divizia 7 infanterie, nu a avut practic nicio șansă. Iar aici, la Roman, a funcționat un lagăr de prizonieri din august până în decembrie
1944. Mai mult decât atât, vreau să vă spun un element de noutate. Într-o notă raport întocmită de generalul Gheorghe Mihail către mareșalul Malinovski, comandantul frontului 2 ucrainean, în care se cerea desființarea acestor lagări, acestui lagăr de la Roman și Bacău, pentru că au funcționat două lagăre, să știți, acesta nici nu recunoștea existența acestor lagăre. Personal, nu am reușit să identific până la această dată în arhivele militare istorice, în depozitul de arhivă al armatei de la Pitești, în ghidul arhivelor militare istorice, nu am reușit să identific un fond de arhivă și cred că nici nu-l voi identifica referitor la acest lagăr provizoriu de prizonieri care a funcționat la Roman, se pare în incinta spitalului Precista Mare, dar nu numai acolo, și în cazărmile din dezafectate din orașul Roman și de la Trifești, în depozitul de armament și muniție de la Trifești. Se pare că au existat niște asemenea lagăre de prizonieri care au luat, din păcate, acești prizonieri au luat calea lagărului de la Oranche, Mănăstârca. Din fericire, avem mărturii, neavând documente oficiale, neavând cercetătorii, neavând arhive la îndemână, încercăm să reconstituim această istorie tragică, practic, a armatei române, a unităților române, prin mărturii și alte documente, lucrări de specialitate, puține cei drept legate de acest aspect. Vreau să vă spun un lucru. În noiembrie 1943, ca să avem imaginea forței și a rezistenței până la urmă armatei române, ostașilor, comandanților armatei române, ofițerilor, subofițerilor față de această dictatură comunistă, dacă în noiembrie 1943 Stalin aprobă înființarea diviziei Tudor Vladimirescu, dintr-un total se estimează, neavând cifre exacte la această dată, până nu o să avem arhive sau parte din arhivele sovietice deschise cercetării, nu? Din aproximativ 130-150 de mii de prizonieri care se pare că au fost luați de trupele sovietice după 23 august 1944 până la 12 septembrie 1944, data semnării armistițiului la Moscova de către Lucrețiu Pătrășcanu. Vreau să vă spun că această divizie Tudor Vladimirescu a însumat un număr de 12.000 de partizani, de cei care s-au înrolat în această divizie, pentru că ei aveau de ales între a rămâne în lagările sovietice, cei mai mulți, din păcate, nu s-au mai întors niciodată. Acești oameni, atenție, din punctul meu de vedere, nu sunt de condamnat. Deci, dintr-un total de între 130 și 150 de mii de oameni, de-abia 12 mii s-au înrolat în această divizie Tudor Vladimirescu. Din punctul meu de vedere, un lucru este clar. În ciuda faptului că Ana Paucăr, Vasile Luca, ideologii comuniști, se duceau pe teritoriul Uniunii Sovietice, unde erau aceste lagăre și făceau propagandă, practic, și le impuneau, practic, deținuților de acolo, le spuneau în mod fățiș că singura lor șansă de a scăpa cu viața este înrolarea în această divizie Tudor Vladimirescu. Această divizie Tudor Vladimirescu s-a constituit până la urmă, ea a participat la campania din vest, s-a mai constituit o divizie, a fost condusă de generalul Nicolae Cambrea, vreau să vă spun, această divizie Tudor Vladimirescu, s-a mai înființat încă o divizie, Horea Cloșca și Crișan, tot pe teritoriul Uniunii Sovietice, dar această divizie nu a fost combativă în cele din urmă. A doua personalitate, cum vă spuneam, este generalul de brigadă Gheorghe Mosiu. Gheorghe Mosiu, comandant al regimentului 8 artilerie, cum vă spuneam, decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, cea mai înaltă decorație militară de război, este un erou al celui de-al doilea război mondial. De asemenea, se înrolează în mișcarea națională de rezistență, pentru că la nivel central, coordonată cumva de generalul Aurel Aldea, această mișcare națională de rezistență a avut în rândurile ei o serie întreagă de comandanți în special care au organizat, care au ales să lupte cu arma în mână, pentru că noi vorbim aici de o rezistență armată în așteptarea americanilor și a englezilor, cum știm foarte bine, bunicii noștri ne spuneau că tot au așteptat americanii și englezii să vină să ne salveze de dictatura comunistă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Cinismul istoriei și-a spus cuvântul și de asta dată. Dacă în octombrie 1944 vorbeam de generalul Nicolae Dăscălescu, comandantul corpului 2 armată, în octombrie 1944 la Oarba de Mureș, erau trimiși în mod deliberat la moarte 11.000 de ostași români într-un adevărat măcel
pentru că au fost trimiși deliberat la moarte de mareșalul Malinovski și comandantul de armată de acolo, sovietic Trofimenko, în fața a două batalioane, practic, de ale armatei germane, care se aflau pe întărituri la Oarba de Mur și au atacat frontal la Moscova, cei trei se întâlneau și împărțeau lumea, practic. Iar România era lăsată în sfera de influență sovietică. Deci, un real politic fără precedent, România, practic, a fost abandonată comunismului în 1944, în octombrie. Iar acești oameni, acești lideri militari, au ales calea rezistenței armate, pentru că cei mai mulți dintre ei știau ce îi așteaptă. Știau ce îi așteaptă pentru că, vreau să vă spun, unitățile noastre, Divizia 7 Infanterie, unitățile din Corpul 4 Armată, din Corpul 1 Armată, din care a făcut parte Divizia 7 Infanterie la Cotul Donului, nu? Acolo au avut o contribuție extraordinară și au adus pierderi însemnate trupelor sovietice. Gheorghe Mosiu, generalul de brigadă Gheorghe Mosiu, de asemenea, vreau să vă spun, se înrolează în aceste structuri de rezistență anticomunistă, sprijină aceste mișcări care au acționat în munți și păduri, izolați, iar un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri cumva și să ne invite la o meditație, aș spune eu acum, la trecerea 80 de ani aproape de la petrecerea acestor evenimente, să știți că aceste grupuri izolate de rezistență anticomunistă, conduse cele mai multe, cum vă spuneam, de ofițeri ai armatei române, ai armatei regale române, au fost destructurate după 1948, odată cu înființarea Securității Poporului și condusă de maleficul Alexandru Drăghici, au fost destructurate prin trădări, au fost destructurate mai ales prin trădări. Nu aveau nicio șansă, pentru că regimul comunist s-a instaurat în România cu toată forța. O a treia personalitate legată de ținuturile noastre, înrolată în această mișcare de rezistență anticomunistă, este Mihai Timaru. Mihai Timaru, născut la Mureș, vreau să vă spun, este participă la cel de-al doilea război mondial în calitate de voluntar, este sergent, cu gradul de sergent, iar în plin război al doilea mondial, în 1942, este decorat cu virtutea militară, cu bărbăție și credință. Acestea sunt decorații acordate gradelor inferioare, se remarcă în luptă și este trimis în anul 1942 să urmeze cursurile școlii de ofițeri auto, de tehnici auto de la București. În aprilie absolvă cursurile cu gradul de sublocotenent și este repartizat în garnizoana Roman. Este repartizat în garnizoana Roman la un batalion 3, instrucția auto se numea, o structură mobilă a armatei române care însoțea practic unitățile combative pentru asigurarea mentenanței a reparației tehnicii auto. Vă rog să-mi permiteți să citesc câteva însemnări ale lui Mihai Timaru, pentru că din fericire Mihai Timaru a lăsat niște însemnări, a scris niște lucrări, printre care destinul unui ofițer sau însemnări de la Gherla. Vă rog să-mi permiteți să vă citez în această lucrare însemnări de la Gherla, însemnări ale lui Mihai Timaru legate de orașul nostru, de orașul Roman. Spune așa: în Roman nu fusesem niciodată, trecusem doar când m-am dus pe frontul de răsărit, dar numai prin gară. Și Romanul de la început m-a impresionat, parcă era o grădină de flori cu pom fructifer, cu un parc minunat, care la vremea aceea se socotea perla Moldovei. M-au impresionat orașul și oamenii, deși trecusele trupele rusești pe acolo, iar căzărmile fuseseră transformate în lagăre. Totuși, cu toată starea aceea pe care o provocau trupele rusești, îți lăsa impresia unui oraș primitor. Romanul era unul din cele mai mari garnizoane militare din Moldova. Am ajuns acolo în 18 august 1945, prima unitate militară sosită în oraș și toate căzărmile erau devastate. Așa că am refăcut cazarma până au venit celelalte unități, precum și batalionul 3, care era dispersat la Craiova. Batalionul 3 auto din garnizoana Roman, din care făcea parte și sublocotenentul, mai târziu locotenentul Mihai Timaru. Din fericire, Mihai Timaru ne-a lăsat aceste însemnări, aceste lucrări, din păcate prea puține lucrări în ceea ce privește acest univers concentraționar
comunist legate de ofițeri ai armatei române. Mihai Timaru este arestat, vreau să vă spun, imediat după terminarea celui de-al doilea război mondial. Mihai Timaru, stabilit în orașul Panciu, din județul Vrancea, se înrolează într-un grup de luptă anticomunistă, se numea Grupul Vrancea. Acest grup Vrancea acționa în munții Vrancei, deci cu arma în mână, împotriva unităților izolate de securitate care erau trimise pentru exterminarea lor. Este rănit, vreau să vă spun, Mihai Timaru, în cadrul unor asemenea acțiuni, în cele din urmă este arestat. Este arestat, urmează o perioadă teribilă pentru acest erou, de 15 ani de zile, în închisorile comuniste, la Iud, la Jilava, la Galați. În cele din urmă, în 1964, este eliberat, deci de 15 ani în închisorile comuniste, este eliberat și se stabilește în orașul Roman. Se stabilește aici, la noi, în orașul Roman, soția lui îl așteaptă, vreau să vă spun, 15 ani, rămâne credincioasă, fidelă, îl așteaptă în orașul Roman și își găsește un loc de muncă unde? Își găsește un loc de muncă ca instructor auto la întreprinderea de țevi Roman. La întreprinderea, în 1982, iese la pensie din această funcție de la întreprinderea de țevi Roman, instructor auto. Din fericire, cum vă spuneam, Mihai Timaru se va muta în 1994 la sugestia copiilor, se mută în București. Și, din fericire, avem însemnări, avem aceste lucrări pe care le-a scris, care sunt dovezi vii, practic, ale acestei experiențe extraordinare pe care Mihai Timarul a avut-o în această perioadă. Mai spune de asemenea Mihai Timaru, când ne-au luat prizonier, soarele nu se mai vedea, vedeam doar praf roșu răsculit din explozia bombelor, se făcuse întuneric ca noaptea. Deci aceste imagini extraordinare, acest sacrificiu făcut de acești eroi au dus practic la menținerea spiritului viu, a onoarei și demnității armatei române. Acești oameni nu s-au lăsat îngenunchiați și au dus lupta mai departe. Onoare și demnitate lor și cinste pentru noi, romașcanii, comunitatea romașcană. Uitați, am făcut un periplu cu trei personalități care au activat în mișcarea anticomunistă din România. Vă mulțumesc pentru atenție și vă propun ca săptămâna viitoare, având în vedere că se împlinesc 100 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, să dezbatem câteva aspecte legate de orașul Roman, de felul cum această revoluție, cum această mișcare eteristă a avut legături cu orașul Roman, pentru că am fost și acolo, orașul Roman a avut un rol și în această mișcare din 1821, se împlinesc, cum vă spuneam, în această lună, 200 de ani de la această revoluție. Ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!